Reluș Ștefănoiu, omul de afaceri din Novaci, s-a ales cu dosar penal odată cu Nicolae Mischie în dosarul reabilitarea drumurilor. Cei doi susțin că Emil Moța, procuror la parchetul județean, a fost cel care a avut o influență decisivă în întocmirea dosarelor penale și în evenimentele derulate ulterior, care s-au lăsat cu rețineri. Acum, după ce instanța din Alba Iulia i-a achitat pe cei doi, Reluș Ștefănoiu susține că a primit numeroase amenințări de la Emil Moța. Afirmațiile au fost făcute în cadrul emisiunii Provocare la adevăr. Susțineți că domnul Moța v-a amenințat? Da, de astăzi, v-a amenințat iar. În ce fel? Cu ce vă amenință? M-am întâlnit cu dânsul și eu am zis să trăiți, ce face să trăiți. Du-te dracu de aici și lasă-mă în pace. Veți face și împotriva domnului Moța ceva? Aoleu, la CSM-ul nu m-a las, zi de zi nu m-a las. Și am câteva dosare cu câțiva din Novaci care au făcut niște accidente și domnul Moța să le iau eu din urmă acum. Le iau eu din urmă cu cineva care a murit. Am înțeles. Accidente de ăștia și încep să... Eu spun realitatea, ce să... Nu trebuie să ascund nimic. Procurorul Emil Moța susține însă că nimic din ceea ce spune Reluș Ștefănoiu nu este adevărat. Ba mai mult, spune că el a fost acostat ieri de omul de afaceri din Senin și i-a adus injurii publice pe holurile instanțelor. Eu nu am avut nicio discuție cu acesta și a permis să mă acosteze pe holul parchetului Târgu Jiu. Deci, ieri, așa, nu am avut ce discuta pentru că nu am ce discuta cu acest om. Eu l-am trimis în judecată, atâta, la asta s-a limitat legătura mea cu dumnealui. În continuare, dumnealui face ce consideră, dar mi se pare o aberantă susținerea lui. Omul de afaceri vrea acum să ajungă până la Consiliul Superior al Magistraturii, unde îl va reclama pe Emil Moța. Mai mult decât atât, Reluș Ștefănoiu susține că în această perioadă afacerile sale au avut de suferit de pe urma dosarelor penale pe care le are, motiv pentru care este decis să ceară daune morale statului român.